Între timp, noi mergem mai departe la Luis Gabriel, care are un mesaj important pentru familia Cercel. Artistul spune cum a făcut milioanele și cine l-a ajutat. Acum că a ajuns numărul 1, nu se teme de eșec și dezvăluie cum poate să o ia de la zero în orice moment. Pentru mine contează foarte mult să fii familist. Așa cum eu am luat exemplu de la familia Cercel, cel mai important în cariera asta este să fii familist. Asta este ceea ce te-a învățat pe tine, familia Cercel, să fii un om familist și tot timpul alături de familia ta. Da, întotdeauna când termin programul și când tot să te duci să petreci timp acasă cu soția ta. Deci putem spune că au fost un model pentru tine. Da, este și sunt în continuare, pentru că așa ne dăm restart la viață și avem din nou vibe și să mergi să te odihnești, să fii, să, nu știu, trebuie să fii fidel familiei, să le dai cea mai mare afecțiune lor. Pe urmă tu. V-ați gândit, nu știu, poate e prea devreme să întreb asta, să faceți un al doilea copil sau vreți să rămâneți doar la unul? Nu este devreme, aș vrea să fac, dar mă gândesc că i-ar fi greu lui Haziran și n-aș vrea să-i pun viața chiar așa, să-i închid viața de tot, pentru că am proiecte și cu ea, o să vreau să, oarecum să simtă și ea viața lângă mine atât cât poate, că știu că este greu acum cu un copil, dar este în același timp și atât de frumos. Și cu doi cred că ar fi foarte, foarte greu și dificil. Cu toate că ni l-am dorit, dar ar fi dificil. Să fie un băiat și o fetiță așa. Nu mai vorbi că deja mă duc acasă și trec la treabă și nu vreau să chiar acum. Ți-ar plăcea totuși? Adică rămânem la stadiu de vis. Dacă totuși până acum Haziran a muncit destul lângă cel mic, să stea lângă el, să aibă grijă de el, să fie cu totul acolo. Da. Nu știu, pentru mine cel mai important este să fiu cum am fost până acum. Picioarele pe pământ și este cel mai important, cred. Dar știi, uite că sunt unii artiști care uită de unde au plecat. Ce părere ai tu despre oamenii de genul ăsta? Dar nu ai cum să uiți niciodată de unde ai plecat. Asta nu cred, adică nu pot să o cred, crede-mă. N-am cum. Deci n-am cum. N-ai văzut cu ochii tăi niciodată să... Prieteni, nu am același anturaj, același stil de viață, adică gen cum îl aveam și înainte. Într-adevăr, nu sunt un om care să mă plâng că aveam un trecut dureros sau, vezi, Doamne, nu-mi permiteam ceva. Nu îmi permiteam ceea ce îmi permit acum, nici acum nu îmi permit foarte multe, sunt un om normal, sunt un om care îmi întrețin familia, am ce-mi trebuie, are băiatul meu ce-i trebuie, soția mea la fel. Dar eu am învățat de la tatăl meu să fiu... Cel mai important în viață este să fii respectos. Dacă ai dat să rămână și ai dat bună ziua, eu zic că nu are cine să aibă ceva cu tine sau să te vadă cu nasul pe sus. Salută tu primul, dacă nu e salutat, salută tu, că cu siguranță vei fi salutat. Ți-e frică de ceva în viață? Nu mă refer la gândaci, șerpi și așa mai departe, mă refer în general. Ți-e frică poate de eșec sau de ceva de genul? Sincer, cred că tuturor ne este frică de eșec, dar muncești până reușești. Adică trebuie să repar și eșecul ăla. Atunci când eu am lansat piesa Toate Diamantele, nu eram pregătit să merg la evenimente, deoarece nu puteam să cânt live cu o trupă, nu știam ce înseamnă, nu cunoșteam muzica. Am refuzat foarte, foarte multe oferte atunci când am lansat melodia Toate Diamantele să merg să cânt și chiar nu îmi permiteam, adică să refuz atunci evenimentele, dar l-am refuzat deoarece nu am vrut să fac o greșeală, să apar într-un stil nepregătit. Am refuzat și 4-5 luni de zile am stat și m-am pregătit în studio eu cu băieții și am cântat zi de zi 4-5 luni de zile încât să pot cânta atât cât pot duce eu, atât cât pot eu, cât știu să cânt. Piesele mele, programul meu să fie exact cum lumea se aștepta oamenii. Mai departe, eu nu eram pregătit să ies din prima. Iar după ce m-am pregătit, am ieșit hotărât. Adică am știut, după 4-5 luni de muncă, zi de zi, să cânt aceeași piesă și aceeași, am ieșit sigur pe mine și nu am dezamăgit, nu cred că am dezamăgit. Așa cred în mintea mea, eu sunt mândru de mine că am realizat să nu cânți deloc, să nu ai treabă cu muzica așa, gen la nivel profesionist, să ajungi, eu am ajuns să cânt, pentru mine sunt mândru și pentru familia mea. Pentru mine eu sunt numărul 1 și pentru Haziran la fel, tot eu numărul 1, pentru băiatul meu tot numărul 1.